Gabriela Cristea, vedeta de televiziune, va fi gazda unui nou show matrimonial care va avea premiera în această seară de la ora 19 pe Antena Stars. Mireasa Urzeala Soacrelor se numește și este practic o extensie a reality show-ului Mireasa de la Antena 1. Prin noua emisiune, mamele băieților din casă vor putea să-și cunoască mult mai bine viitoarele nore, dar vor face cunoștință și atenție cu soacrele mici. Și sunt câteva premiere în cadrul acestui format, dar vrem să o lăsăm pe Gabriela Cristea să ne povestească mai mult, așa că în primul rând vreți să știm cu ce este diferit acest show de show-ul Mamă. Bine venit, Gabriela! Bună ziua și bine v-am găsit! Nici nu mai știu, e dimineață, e prânz. Show-ul Mamă, show-ul Tată. Stai că aici e o problemă. Am o zi destul de agitată și așa va fi până diseară, până când vom încheia emisiunea, dar deocamdată să începem cu începutul. Da. Este în primul rând o emisiune de studio, deci totul se întâmplă într-un studio de televiziune, așa ca și al vostru. Nu există o casă, doar mamele din casa Mireasa sunt aduse seară de seară și vom sta de vorbă cu ele vis-a-vis de toate evenimentele care se vor întâmpla în casa Mireasa. Vom avea evident și imagini din casă atunci când acest lucru va fi benefic pentru economia emisiunii noastre. Dar în afară de asta, așa cum spuneați și voi, vom avea și alt gen de invitat. Invitat surpriză, de genul mamele de fete. Și aici, ceea ce mi se pare foarte interesant. Și aici, pentru că până acum nu știam decât opinia mamelor de băieți. Da. Și știm că mamele de băieți sunt un pic mai atente, un pic mai exigente, un pic mai... Și părtinitoare cu băieții lor. Mă rog, știi cum Și mamele de fete poate doar trimiteau până acum niște mesaje care ajungeau la cei din casă sau nu. Da. Și mai ales, știi cum e, că dacă joci telefonul fără fir, s-ar putea să pornească bucurie de aici și să ajungă tristețe la tine. Cine știe ce se mai află? Asta spun. Și atunci noi o să le intermediem o întâlnire față în față, să discute față în față și să se înțeleagă față în față. Pe lângă asta vom avea și susținători ai celor din casă, pentru că știm cu toții că este o comunitate foarte mare, cea a fanilor emisiunii Mireasa. Și ei au oameni pe care îi susțin și oameni pe care... Mă rog, să spunem că nu îi plac au în mod... anumite. Da. Și vor avea ocazia să descopere de ce nu le plac anumiți concurenți de acolo din casă sau de ce le plac în mod deosebit sau de ce nu să-și schimbe și opiniile. Și în același timp vrem să evităm toată situația aceea în care cei din casă spuneau cei de afară nu ne înțeleg. Interpretează altfel lucrurile decât se întâmplă aici în casă. Ei bine, au ocazia să se întâlnească față în față și să-și spună toate aceste probleme și să știi că le și discute. Mie mi se pare senzațional cum au reușit oamenii ăștia și trebuie să ai o mare putere să vii la o emisiune de asta, acum la modul cel mai sincer, să stai atâtea luni retras cumva din mediul tău natural. Dar nu numai asta. Gândiți-vă doar atât și nu spun mai mult. Gândiți-vă că nu au telefoane mobile. Da. Adică noi orice vrem să rezolvăm într-o fracțiune de secundă, am luat telefonul mobil, că e ca o extensie. N-au nici televizor, n-au acces la internet, televizor. Nimic. Din când în când poate li se mai pune un film, poate mai au o activitate din asta așa extra. Sau li se dau niște mesaje din afara concursului din familie, nu? Da, da, da. Dar se întâmplă foarte rar. Pentru ei, practic, cele mai importante evenimente sunt emisiunile în direct, pe care le fac cu Simona și de data asta le vor face și cu mine doamnele de la ora 19 în fiecare zi de luni și până vineri pe Antena Stars. Și cu siguranță vor fi evenimente importante și bune, pentru că vedem ce se întâmplă zilele astea. Sunt multe restricții și în momentul în care mai primești câte ceva în plus, te bucuri, nu? De, categoric. De fiecare... Gabi, dar faci ce faci și tu tot nimerești lângă soacre, lângă nurori. Ce să fac? Asta pare că îți place foarte mult. Da, mie îmi place și încerc să înțeleg, mai ales că în viitorul îndepărtat, sper, voi fi și eu soacră mică de două ori. Și îmi doresc foarte mult ca fetele mele să nimerească, cum se spune, într-o familie în care să fie iubite. Și atunci încerc să înțeleg toate aceste mecanisme. Eu am norocul și privilegiul să am o soacră extraordinară, dar care, atenție, este și soacră mică și soacră mare, poate tocmai de aia. Da, 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 da. Ține cu amândoi. Mă înțelege atât de bine. Gabi, trebuie să fii și un fin psiholog ca să poți să manageriezi toată
Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să încercăm să fim așa, fiind psihologi și să fim atenți la detalii în viețile noastre. Poate că eu fac asta mai mult pentru că e și meseria mea sau prin prisma meseriei, dar cred că fiecare dintre noi, dacă am fi un pic mai atenți, atunci viața ar fi mai ușoară pentru... Dar mie îmi place că pui piciorul în prag, pentru că e... Trebuie să țină cineva. Nu e experiență nouă emisiunea asta, da. Tu te-ai ocupat de-a lungul timpului cu situații de genul ăsta de tip reality show. Și îmi place că pui piciorul în prag. Aici intervine jurnalistul. Da, adică ce să fac? Stați un pic, dragi concurenți, stați, eu sunt șeful aici, eu stabilesc regulile. Râdem, glumim, exact. Dar nu părăsim incinta. Da, aici stăm, aici ne facem treaba, da? Și faceți cum vă spun eu și răspundeți la întrebarea asta. Corect. Păi altfel ar fi un haos total. Și mai e încă o chestie pe care nu v-am spus-o. Teoretic, acum să vedem cât o să putem să păstrăm toată această chestiune. Știți vorba aceea, ce se întâmplă în Vegas rămâne în Vegas? E, ce se întâmplă la urzeala soacrelor, noi am vrea să rămână acolo. Ați vrea. Am vrea, dar să vedem ce se va întâmpla, pentru că e clar că... Sunt convinsă că soacrele se duc în casă și mai femeile nu pot să tacă. Așa este. Să știți că ce se întâmplă la urzeala soacrelor, dacă ați ratat, se vede pe Antena Play. Așa este. Oricum vă aștept în fiecare zi, de luni și până vineri, cu începere de la ora 19, în direct pe Antena Stars. Vor fi mamele soacre din Casa Mireasă, vor fi mamele de fete, prin telefon sau în direct acolo cu noi, vor fi susținătorii și... voi fi eu acolo și vom sta de vorbă despre toate, pentru că până la urmă toate secretele trebuie să iasă la iveală la urzeala soacrelor. Abia așteptăm. Gabriela Cristea, mulțumim tare mult!